Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiectele ediției. Un bărbat de 52 de ani din Comrat a murit la spital din cauza complicațiilor generate de gripă. În ultima săptămână au fost înregistrate 44 de suspiciuni de gripă, dintre care 12 au fost confirmate. Iurie Leancă, vicepremier pentru integrarea europeană, este pe lista partidului Pro-România, condus de Victor Ponta, pentru alegerile parlamentare. Astăzi se împlinesc 101 ani de când Sfatul Țării de la Chișinău a votat unirea Basarabiei cu România. Pe ambele maluri ale Prutului sunt organizate manifestări omagiale. Gripa continuă să facă victime în Republica Moldova. Un bărbat de 52 de ani din raionul Comraciu a pierdut viața pe pat de spital din cauza complicațiilor acestei boli. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Bărbatul nu a fost vaccinat împotriva gripei sezoniere. Doar săptămâna trecută au fost înregistrate 44 de suspiciuni de gripă, din care 12 au fost confirmate de laborator. Între timp, alți peste 8.000 de oameni au suferit infecții acute ale căilor respiratorii superioare. În acest context, medicii recomandă respectarea măsurilor de prevenire a acestor boli, respectarea regulilor de igienă, iar la primele simptome apărute, oamenii să ceară imediat ajutorul unui medic și să nu recurgă la autotratament. O meserie cu un grad sporit de risc presupune o pregătire pe măsură. 20 de pompieri au participat la un test de rezistență în spații cu temperaturi de peste 900 de grade Celsius. Mai târziu, în Telejurnal, vedeți imagini din infernul în care se antrenează salvatorii din Republica Moldova. Iurie Leancă, actualul vicepremier pentru integrarea europeană și fost premier al Republicii Moldova, este pe lista partidului Pro-România, condus de Victor Ponta, pentru alegerile europarlamentare. Iurie Leancă este al patrulea pe listă, primii trei fiind fostul premier al României Victor Ponta, actualul comisar european Corina Crețu și Mihai Tudose, de asemenea fost prim-ministru peste Prut. Leancă este liderul Partidului Popular European din Republica Moldova, diplomat și fost prim-ministru al țării în perioada 2013-2015. Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai. Un nou dosar pe numele lui Gheorghe Petic va fi examinat mâine la ora 12 la judecătoria din Taraclia. Ședința va fi deschisă. Anunțul a fost făcut pe o rețea socială de o susținătoare a fostului polițist de frontieră. Gheorghe Petic a fost condamnat anterior pentru viol la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. El a spus că acest dosar a fost fabricat după ce a dat publicității mai multe informații privind o presupusă rețea de trafic cu țigări între Republica Moldova și România. În 2019 se împlinesc 10 ani de la lansarea parteneriatului estic. Experți din societatea civilă, autorități, dar și diplomați străini s-au reunit în cadrul unei mese rotunde pentru a discuta despre rezultatele și perspectivele acestui parteneriat. O mare realizare a parteneriatului estic cu impact asupra cetățenilor este liberalizarea regimului de vize din anul 2014. Eu cred că acești 10 ani de zile ne-au oferit un cadru puternic de apropiere cu Uniunea Europeană. Datorită acestui parteneriat estic, cetățenii Republicii Moldova astăzi circulă liber în spațiul european. Sunt peste 1,5 milioane de cetățeni care au călătorit în ultimii aproape 5 ani de zile în UE. Parteneriatul estic oferă o mulțime de beneficii economice Republicii Moldova. Din punct de vedere economic, Moldova este mult mai apropiată de Uniunea Europeană. Și asta se derează în primul rând faptul că Moldova și Uniunea Europeană are un cadru aprofundat de relații comerciale prin zona de liber schimb cu Uniunea Europeană. Nivelul exporturilor din Republica Moldova spre piața Uniunii Europene a crescut cu aproape 70%. Au fost deschise căi pentru export și au fost create mai mult decât 15.000 de locuri de muncă în Republica Moldova datorită acordului de liber schimb. Pe lângă realizări sunt și eșecuri. Și regres are loc, ceea ce privește standarde de democrație și statul de drept, ceea ce privește sectorul justiției, ceea ce privește aceste domenii importante
pentru viața oamenilor. Experții au vorbit și despre perspectivele parteneriatului estic. Trebuie să creăm acele presiuni față de guvernanță ca să legea să fie nu numai adoptată, dar să fie implementată. Parteneriatul estic trebuie să fie prelungit. Evident că noi trebuie să ținem cont de specificul fiecărui stat în parte. Evenimentul a fost organizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene cu susținerea Fundației Konrad Adenauer. Alertă de rujeolă la Chișinău, 8 copii dintr-o singură familie s-au îmbolnăvit. Familia face parte dintr-o grupare religioasă și niciunul dintre cei bolnavi nu a fost vaccinat. Autoritățile sanitare au mai confirmat 2 cazuri de îmbolnăvire la un copil din Anenii Noi și un adult din Chișinău. Ultimul s-a întors recent din Dubai, unde a participat la o competiție sportivă. De la începutul anului, în Republica Moldova au fost confirmate 357 de îmbolnăviri de rujeolă. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra pericolului și recomandă vaccinarea. Rujeola are o răspândire foarte rapidă în comunitățile nevaccinate, iar un singur bolnav poate să infecteze până la 18 persoane. Antrenamente în condiții extreme pentru pompierii din Republica Moldova. 20 de angajați ai Inspectoratului pentru situații de urgență au fost supuși unui test de rezistență în spații cu temperaturi de peste 900 de grade Celsius. Exercițiul are drept scop pregătirea salvatorilor pentru incendiile de proporții. 1, 2, 3, fire! Pompierii sunt echipați în costume speciale. Odată intrați în camera de foc, ei sunt supuși unor condiții similare unui incendiu adevărat. Trebuie să reziste condițiilor extreme și să ia la timp deciziile corecte pentru a nu-și pune viața în pericol. Noi o trecem din motiv să cunoaștem cum să acționăm în așa caz. Când temperaturile sunt alte, cum flacăra deasupra noastră arde. Pentru noi nu este ceva nou, dar făcând practic tot mai mult, e mai ușor. Toți pompierii și salvatorii care participă la lichidarea incendiilor trebuie să treacă testul în camera de fum. Acolo își pot verifica nivelul profesional și învață să reziste fizic și psihic la incendiile de proporții. Ședințele de instruire în camera de temperatură și fum fac parte din programul de instruire anual al colaboratorilor Inspectoratului General pentru situații de urgență și ele se desfășoară minim o dată în trimestru, adică o dată la 3 luni. Este foarte important ca efectivul să cunoască toate efectele care sunt produse în urma unui incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru situații de urgență, în camera de fum sunt pregătiți anual peste 600 de salvatori și pompieri. Astăzi marcăm o zi importantă în istoria românilor de pretutindeni, unirea Basarabiei cu România în martie 1918. Toți cei care simt și gândesc românește participă la diverse evenimente dedicate actului unirii. Și la această oră se desfășoară activități importante despre care ne vorbește colega mea, Victoria Ocare, care se află în direct în inima Chișinăului. Victoria, bună ziua! Bun găsit! Atmosfera de sărbătoare se simte din plin în centrul Chișinăului, iar acest lucru se datorează mai multor partide politice și organizații unioniste care desfășoară mai multe acțiuni dedicate împlinirii a 101 ani de la unirea Basarabiei cu România. Cei mai activi sunt membrii și simpatizanții Partidului Liberal și ai Asociației Unirea ODIP. Așadar, șirul evenimentelor a început astăzi la ora 10 cu o depunere de flori la mormintele deputaților din Sfatul Țării la Cimitirul Central, apoi la ora 12 au fost depuse flori aici la monumentul lui Ștefan cel Mare. Simpatizanții Partidului Liberal au împărțit trecătorilor carduri informative cu mai multe date despre evenimentul pe care îl marcăm astăzi, panglici tricolore și insigna în formă de harta României Mare.
luări. Au avut loc și luări de cuvânt. Printre cei care au rostit discursuri a fost președintele PL Dorin Chirtoacă, care a menționat că după decizia de la 27 martie 1918 Basarabia a trecut printr-o mare modernizare și anume atunci au început construcția celor mai importante edificii pe care le avem astăzi, inclusiv a monumentului Ștefan cel Mare. În continuare, la ora 15:30, un tricolor de 101 metri va fi purtat pe cele mai importante străzi ale Chișinăului, iar la ora 17, toți cei care trăiesc simt românește și își doresc reîntregirea teritoriului de pe ambele maluri ale Prutului sunt așteptați la monumentul lui Ștefan cel Mare, pentru că va avea loc un recital de muzică patriotică. Acestea au fost informațiile. La revedere! Victoria, îți mulțumim! Iar acum mergem peste Prut, mai exact la Iași, localitate care în acest an împlinește 11 ani de înfrățire cu municipiul Chișinău. Astăzi, când sărbătorim 101 ani de la unirea Basarabiei cu România, în capitala istorică a Moldovei s-au desfășurat mai multe evenimente dedicate mărețului act istoric. Acolo se află și colega noastră de la emisiunea matinalii, Cătălina Rusu. Bună ziua, Cătălina, te ascultăm! Bună ziua, colegi! Astăzi, când trăim o zi simbolică, împlinirea 101 ani de la Marea Unire, am trecut Prutul și chiar în aceste clipe ne aflăm în inima municipiului Iași, un oraș istoric, capitala istorică a Moldovei, un oraș al unirilor și orașul celor 7 coline. Astfel de dimineață și până acum am reușit să prindem câteva evenimente frumoase care s-au organizat cu ocazia acestei zile speciale. Ținem să menționăm că la ora 9, studenții basarabeni de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza au organizat un flash mob în fața universității, unde au ieșit cu drapele în mâini și au împărțit panglici tricolor tuturor trecătorilor pentru a-și demonstra dragostea față de sângele român, sângele latin. Am reușit să discutăm și cu câțiva dintre aceștia, iar ei ne-au povestit despre oportunitățile pe care le-a deschis în principal municipiul Iași, dar și statul român. Am reușit de dimineață să discutăm și cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, iar acesta a reiterat suportul său față de dezvoltarea capitalei noastre, Chișinău, municipiu care este înfrățit cu Iași încă din anul 2008, respectiv anul acesta am împlinit 11 ani de la înfrățire. Totodată ținem să menționăm că la ora 12 au bătut clopotele la catedrala de aici din Iași, iar în toate bisericile românești din țară au fost organizate tedeumuri de pomenire a deputaților din sfatul țării. Un alt eveniment important a fost organizat la primăria municipiului Iași începând cu ora 11, 100 plus 1 ani de la Marea Unire, acolo unde a avut loc o ședință festivă cu participarea studenților și a locuitorilor municipiului Iași, dar și a autorităților. Au fost intonate cântece patriotice, au fost spuse multe discursuri despre această zi importantă și simbolică pentru românii de pretutindeni și românii de pe ambele maluri ale Prutului. Totodată ținem să menționăm că Iașiul este un oraș simbolic și asta pentru că aici au avut loc uniri mai multe, mai exact în anul 1600, când a avut loc mica unire sub Mihai Viteazul, domn al țării românești, a Transilvaniei și a Moldovei. Și tot aici, în anul 1859, s-a făcut încă o dată unirea prin realegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al țării românești și a Moldovei. Chiar dacă este vânt, în Iași se simte o atmosferă de sărbătoare, așa că vă îndemnăm, dacă aveți timp și disponibilitate, să veniți în această zi simbolică, în acest orășel, la fel de simbolic și istoric. De asemenea, țin să închei această intervenție live prin a spune că între frați nu se pun hotare, frații se ajută și se iubesc, iar asta nu poate schimba nicio guvernare din lume. Cam atât de aici, din capitala istorică a Moldovei. Cătălina, îți mulțumim! Contribuția marilor personalități românești la realizarea Marii Uniri este genericul unei expoziții deschise la Soroca. Sunt prezentate date biografice ale personalităților fără de care, în 1918, reîntregirea României nu ar fi fost posibilă. Expoziția este organizată de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău.
Fotografii de epocă, mărturii, documente și extrase din arhive sunt oferite publicului la expoziția deschisă la Soroca. Sunt prezentate detalii mai puțin cunoscute din viața personalităților care au contribuit decisiv la unirea din 1918. Două personalități grozave, cum ar fi regele și Ferdinand și regina Maria, care în timpul primului război mondial a lucrat și infirmieră, vizita cei răniți în război, era pe linie de foc, vinea și ea acolo ca să încurajeze forțele armatele române în lupte pentru independență și retrăgirea neamului românesc. Dar să nu uităm despre ăsta, neamul Brătianu, care și-a dus aportul lui. Să nu uităm despre sorocerii noștri, care a fost Constantin Sterie, Pantelimon Halipa și acel mare sfătos Moș Ion Codreanu. Printre vizitatorii expoziției au fost și elevii Colegiului de Arte Nicolae Bodgros. Pentru ei a fost o lecție de istorie inedită și au avut acces direct la informații ce nu se găsesc în manuale. M-a impresionat mai mult Regina Maria, care a întemeiat satul Regina Maria în județ Soroca și ea este numită de locuitorii satului Mama Regină. Este foarte bine pentru a ne cunoaște trecutul și să avem modele pentru un viitor mai bun. De la toate aceste personalități, noi am învățat a fi sincer și a lupta pentru patria noastră. La noi atunci în Basarabia s-a adunat o mulțime de intelectuali moldoveni, români, care aveau stimă din partea populației, care au pus interesele naționale mai presus decât interesele lor personale și au făcut un lucru foarte mare. Au înfăptuit unirea Basarabiei cu România. Nu numai că au înfăptuit unirea, deci au pregătit-o. Expoziția este organizată în colaborare cu Muzeul și Consiliul Județean Argeș România. Evenimentul din 27 martie 1918 a avut un caracter absolut firesc și a fost unul de salvator. Martorii spun că toate drumurile care duceau spre Palatul Sfatului Țării erau încărcate cu trăsuri, cu mașini și toți așteptau și ce se întâmple. Cel mai frumos moment al carierei politice al lui Alexandru Marghiloman a fost prezența lui pe 27 martie 1918 la Chișinău. Astăzi, când se împlinesc 101 ani de la unirea Basarabiei cu România, rememorăm evenimentele de atunci și onorăm figurile marcante ale vremii, artizanii Unirii, în cadrul unei ediții speciale, Obiectiv Comun. Continuăm cu alte știri. Consultările de la Palatul Cotroceni privind referendumul asupra justiției vor continua astăzi. Președintele României Klaus Iohannis va discuta cu reprezentanții ai autorităților judecătorești și ai asociațiilor profesionale. Iar șeful statului s-a întâlnit cu reprezentanții societății civile care au anunțat că președintele va convoca referendumul pe 26 mai, în aceeași zi cu alegerile europarlamentare. Săptămâna viitoare, președintele va face publică întrebarea. Președintele Klaus Iohannis le-a spus celor din societatea civilă că este hotărât să convoace referendumul pe 26 mai și le-a cerut grupurilor civice, reprezentanților, ONG-urilor și jurnaliștilor prezenți la Palatul Cotroceni să facă propuneri privind întrebarea care ar urma să fie adresată electoratului la consultarea publică. Vom avea referendum pe tema justiției. Președintele Klaus Iohannis tocmai ne-a anunțat. Dumnealui a dat mai multe argumente, și anume al atacurile continue la independența justiției, luptei anticorupție, la valorile statului de drept, valorile europene și așa mai departe. Sunt argumente pe care le aveam și noi. Strategia președintelui nu e lipsită de riscuri. Cel mai mare risc este cel legat de validare. Un referendum care nu va fi validat va fi putea fi speculat de adversarii președintelui ai referendumului, ai statului de drept, ca fiind o dovadă că au fost plebiscitați. Și acesta este, din punctul meu de vedere, cel mai mare risc. Este un risc însă pe care președintele și-l asumă. Dacă se întrunește pragul de prezență la vot, solicitarea făcută la referendum devine lege doar prin voința Parlamentului. Președintele se va consulta cu reprezentanții magistraților. Pe măsură ce ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană devine din ce în ce mai neclară, mai mulți tineri care lucrează în IT creează site-uri prin care încearcă să blocheze Brexit-ul. Practic, portalurile conțin informații legate de efectele produse de ieșirea regatului din clubul comunitar. Creatorii speră că astfel va crește presiunea opiniei publice asupra politicienilor pentru a-i determina să organizeze un al doilea referendum pe această temă.
IT-ști, antreprenori și specialiști în marketing s-au organizat într-un grup. Sunt foarte creativi și ideile lor sunt postate pe internet pentru a face ca mesajul să fie cât mai bine înțeles. Un al doilea referendum. I'm staunchly in favor of remaining within the EU. As a member of the tech community and also just as a wider citizen of the UK, we've been a member of this organization one way or another for so long. To not actually be taking action now will be something I'd regret for the rest of my life. Grupul Tech4UK s-a creat anul trecut și de atunci au fost făcute zeci de aplicații pentru telefoanele inteligente. Au creat și zeci de site-uri care îi ajută pe utilizatori să trimită automat mesaje anti-Brexit politicienilor din circumscripțiile lor. Alte mesaje se referă la efectul benefic al Uniunii Europene asupra regatului. This is where you record your message. There's a script here for people who don't know what they want to say. You introduce yourself, some prompts to help you say why you want a final say referendum, and then ask your MP to back a final say referendum. Este o muncă pe bază de voluntariat cu fonduri limitate. La început erau vreo 20 de persoane, acum sunt 300. Singurul scop al acestui grup este să-i convingă pe politicieni să organizeze un al doilea referendum. Marșul de la sfârșitul săptămânii a fost un succes. Peste 1 milion de oameni au ieșit pe străzile Londrei ca să le ceară politicienilor să le asculte vocea. Internetul nu va mai fi chiar atât de liber pe cât este în prezent. Directiva Copyright a dreptului de autor a fost aprobată de Parlamentul European. Nu orice, oricât și oricum va mai putea fi distribuit pe internet, dacă directiva va trece și de următorii pași legislativi. Controversata directivă a drepturilor de autor a trecut la limită cu o majoritate de 348 de voturi după o saga de 3 ani în care au existat lupte aprige între lobby-urile creatorilor și cele ale giganților internetului, dar și numeroase proteste ale internauților din toată lumea. Textul Comisiei Europene chiar a fost respins de plenul Parlamentului European vara trecută, iar varianta care a fost votată astăzi este una de compromis care va schimba fața internetului pe care o cunoaștem astăzi. Creatorii de conținut ar urma să fie cei mai afectați de prevederile directivei, iar după ei, utilizatorii obișnuiți de internet, spun specialiștii. Mihai Alexandru Haș este un celebru creator de conținut cu aproape 1,5 milioane de abonați la contul său de YouTube. Tot ce știm sigur este că nu e de bine, pentru că forma actuală lasă loc de foarte multe interpretări. Platformele pot fi trase la răspundere pentru userii care încalcă regulile de copyright. O să fie nevoite să implementeze niște sisteme foarte riguroase de control al conținutului. Articolele 11 și 13 au stârnit cele mai mari controverse, adică taxa pe link și filtrarea conținutului. Prin taxa pe link, creatorii de conținut ar urma să fie răsplătiți dacă platforme ca Google sau Facebook afișează părți din creațiile lor, indiferent că vorbim de text, muzică sau imagine. Iar filtrarea conținutului va presupune scoaterea imediată din online a postărilor care nu respectă drepturile de autor. De asta vor fi responsabile platformele. Ce putem specula este că mimurile nu o să mai existe. Dacă vrei să distribui un mim, automat o să fii pedepsit de platformă sau cine știe, poate totul va fi închis. Poate nu, efectiv, nu vei mai putea distribui lucruri pe YouTube. Nu o să mai poți să te mai exprimi liber. Părerile sunt împărțite. Unii nu cred că directiva e sinonimă cu sfârșitul libertății pe internet. Alții spun că nimic nu va mai fi ca înainte. Userul este obligat să nu încalce dreptul de autor și platforma este obligată să răspundă pentru asta. Practic, dacă eu merg pe stradă și văd la o terasă ceva interesant și vreau să filmez și se aude pe fundal muzică, acest clip trebuie să fie automat scos de pe platformă. Oficialii europeni au insistat că directiva vine în sprijinul creatorilor. La directiv beneficiera à ceux qui font que nos valeurs européennes sont ce qu'elles sont. Auteurs, interprètes, journalistes, éditeurs de presse et de livres, producteurs de films et de musique, services numériques, chercheurs, bibliothèques et beaucoup d'autres. În mai multe orașe din Europa, oamenii au protestat vehement și s-au opus directivei. Acum, mingea se mută în terenul statelor membre. Dacă acestea vor accepta textul propus de Parlament, directiva va trebui transpusă la nivel național în următorii 2 ani. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!